Acum. Și suntem back, se pare că rețeaua nu ține cu noi și ne-a oprit cineva, dar reluăm. Am intrat în cabinet, suntem aici cu aparatul și am întrebări. Ce este acest aparat? Aparatul de epilare definitivă, IPL. Cu aparatul acesta putem să facem și rejuvenarea. Mm-hmm. Deci fac și tratamente pentru față. Minunat. Hai ce se poate? Ok. Și se poate face epilare pe ce zone? Ca femeie și ca bărbat. Unde te poți epila? Peste tot. Peste tot. Ia, picioare, inghina, axilă, în brațe, în mustață. Fiecare cu unde vrea să se epileze sau are păr în exces. Eu am ales să fac inghinal și axilă în prima fază. Iar acum noi o să facem o demonstrație pentru voi pe mâna mea. Sper să fie suficient pentru voi. Acum, întrebările pe care le-am primit când am spus că încep să fac epilare definitivă au fost destul de multe de la prietene, de la cei care vă urmăresc, mai ales pe Instagram. Ok, puteți să începem? Începem. Deci, ștergem întâi zona, o curățăm lucrurile acum. Și m-au întrebat, ce trebuie să faci înainte să începe epilarea definitivă? Să în zona, pentru că trebuie să fie rasă. Exact. Deci trebuie să vină persoane rase. Rase. Deci persoanele trebuie să vină rase o seară înainte. O seară înainte. Ok. Așa e încă o dată. Se curăță doar un exces. Și se aplică un gel. Imediat o să punem ochelari de protecție fără ei. Ok. Bun așa. Protecție. Și acum suntem de revistă. Văd totul verde, ca să înțelegeți. Acum, I'm living in a green world now. Exact. Okay. Vom însemna, pentru că dacă sunt alunițe, să mă facem cu un punctuleț, să le acoperim. Deci nu este niciun fel de problemă dacă avem alunițe. Nu suprapunem flash-ul pe ele, dar indicat ar fi să fie protejate. Protecție. Ok, o să punem gelul acum, o să fie un pic rece. Da. O să spui cu ce simți. Suntem în concordanță cu săpețile de afară, dar nu la fel de intens se simte acest rece. Se poate face și fără gel? Da, se face și fără gel. Persoanele care sunt deschise la culoare, au un pigment și un prototip până în 3, putem să lucrăm. O să începem. Foarte puțină căldură. Mică pișcătură? O mică pișcătură, dar nu doare nimic. Asta a fost altă întrebare. Doare epilarea cu ipere? E bine, nu doare. Vă să spun pentru că am făcut și într-o zonă intimă unde aș fi așteptat să fiu pe pereți de durere. Au, nu a fost, a fost super ok. Și, și gata? Asta și gata. Asta a fost testarea pe prima zonă. Foarte, foarte rapidă. Ce facem după epilare? Asta este întrebarea. După epilare definitivă este indicat să... După fiecare ședință este indicat să hidratăm zona. Wow, totul e roz acum. Ideal ar fi să nu punem uleiuri, unul foarte gras de corp. Uleiul și unul foarte gras de corp hidratează rădăcina felului de corp. Și face să crească stimulează. De asta și pe timpul verii, părul crește mult mai rapid. Din ce cauză? Soare, punem ulei. Putem să recunoaștem. Fiecare ar trebui să recunoască treaba asta, că punem ulei atunci când se expune la soare. Indiferent dacă mai pune și un pic de factor de protecție. Eu nu mai pun, am început să pun mai creme de 50 plus, dacă se poate, mă mimific toată. Pălărie în cap, ochelari de soare, Am făcut și o cremă hidratantă, e mult seama lui Vera de la... Deci după cum vedeți, pielea nu e roșie, nu s-a iritat, nu simt nimic, nu am niciun fel de... Noi am făcut. Acesta este crema noastră, okay. De la Masvelo, cu aloe vera, extract de măcește și are și factor de protecție. Un lucru foarte important pentru un program. Aici mi-ai pasat următoarea întrebare, dar întâi ne radem după ce... Pentru că, ok, mâinile nu le radem, dar restul corpului radem după ce ne-am epilat definitiv. Cum? Între ședințe, ce ședințe să nu se radă. Este ideal să în 10 zile vă crește, fiicele, normal, dar după aia, în 10-14 zile, vor cădea.
so cool. După câteva zile, nu știu, o săptămână și ceva spre a doua săptămână, am constatat că toată zona pe care o epilasem au început să înlocuiască, creșteau firele și cădeau. Undeva la momentul ăsta, eu sunt undeva cu 70% din corp, nu m-a mai crescut. Nu m-a mai crescut, am rămas cu 25%, ceea ce mi se pare fantastic. Deci, fantastic. Iar alt punct este că eu nu m-am mai las, am lăsat să crească, m-am epilat cu ceară, nu am făcut nimic, n-am pus aparat. Unwanted hair. Dacă aveți întrebări,